Evenimentele dedicate marcării Zilei Europei 2023 au continuat cu inaugurarea în centrul capitalei a orășelului european. La festivitatea de deschidere a participat premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, împreună cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău și toți ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în țara noastră. Moldova este europeană și eu vreau să salut europenii noștri aici. Bună seara! Excelențe, vă prezint cetățenii Europei. Astăzi am avut o zi extraordinară și toată ziua celebrăm pacea, celebrăm prosperitatea, celebrăm siguranța. Astăzi, pacea și siguranța este asigurată, în primul rând, de către prietenii și vecinii noștri ucraineni. Și vreau să mulțumesc Ucrainei. Trebuie să mulțumim ucrainenilor pentru sacrificiile pe care le fac și asigură pacea. Și împreună cu Uniunea Europeană, Republica Moldova poate să devină prosperă. Tinerii noștri vor putea să învețe acasă, vor putea să lucreze acasă, să întemeieze o familie, să crească o afacere și să se bucure de prosperitatea care o aduce Uniunea Europeană. Oamenii din sate și orașe vor să trăiască ca în Europa și noi trebuie să construim Europa aici, acasă. Priviți la banerele de jur și veți vedea pe ele hulubul. Simbolul pacei și solidarității cu Ucraina. Acesta este motoul Zilei Europei din acest an. Uniunea Europeană este solidară cu poporul ucrainean. Suntem solidari cu cetățenii Republicii Moldova, care au găzduit cu căldură mii de refugiați. Moldovenii au trecut printr-o iarnă grea, cu facturi grele la încălzire și inflație care a depășit 30%. Uniunea Europeană a fost alături de voi. Am sprijinit guvernul să compenseze facturile la energie, am lansat noi oportunități pentru oamenii de afaceri, am deschis posibilități pentru mai multe exporturi moldovenești către UE. Împreună am creat noi servicii sociale pentru a ajuta persoanele nevoiașe. Împreună am sprijinit refugiați ucrainieni și familiile care le găzduiesc. Împreună am deschis noi drumuri, școli cu un consum redus de energie și am dat oamenilor din sate acces la apă de calitate. Prietenul la nevoie se cunoaște. În total, Uniunea Europeană a mobilizat resurse fără precedent, în valoare de aproximativ 1,2 miliarde de euro pentru a sprijini Moldova în depășirea multiple crizelor. Prima aniversare a statutului Moldovei de țară candidată la UE se apropie. Moldova a ales calea europeană. Calea reformelor pentru demnitate umană. Calea respectării libertăților fundamentale ale cetățenilor săi. Moldova a ales democrație și statul de drept.
Peste 150 de reprezentanți ai instituțiilor publice au discutat cu cetățenii, au informat despre programele realizate în beneficiul oamenilor, oportunitățile de sprijin a antreprenorilor, tinerilor, fermierilor, dar și despre modalitățile de accesare a programelor din domeniul educațional, cultură, știință, energie, financiar, mediu-ambient. Orchestra și trupa de hipism a Ministerului Afacerilor Interne a prezentat vizitatorilor un program special, care a continuat cu diverse manifestări artistice, iar subdiviziunile din Sistemul Afacerilor Interne au efectuat acțiuni de informare și de prezentare a proiectelor europene realizate în Republica Moldova. Ediția anului 2023 a Zilei Europei este marcată în mai multe regiuni ale țării, unde sunt organizate diverse activități și evenimente culturale realizate de proiectele finanțate de Uniunea Europeană, în cooperare cu autoritățile publice locale, cu rețeaua de Euroclub-uri și centrele de informare europeană din întreaga țară.